Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte programul Rabla pentru becuri despre care am vorbit? Cum l-aș putea uita? Știi câte becuri am acasă? Da, n-ai deșurubat nimic, sper. Am căutat prin bloc. Serios. Chiar tu mai aveai becuri incandescență, nu? Să știi că aveam două, da. Și ce ai făcut cu ele? Le-am pus deoparte să le duc la program. La revedere, pa. Să mă căpătuiesc. S-a blocat programul Rabla pentru becuri. S-a născut talent și a murit speranță. Să ne dea neoane. Deci nu s-a mai alocat buget pentru acest program care era bun, adică l-a ajutat chiar și pe Luca. Sumele care erau destinate schimbării becurilor neeconomice, tip incandescență sau cu neon, dale, nu știu ce, sumele respective se duc acum la... panouri fotovoltaice. Tot la bogați, mă, vezi? Asta e bun. Credibil. Băi, da, corect, aveți dreptate. Deci nu e rău, dar Rabla pentru becuri era un program care ar fi fost accesibil mai multor români, fără discuție. Că panourile sunt scumpe și nu pot fi instalate de toată lumea. Adică, în principiu, e bine să ai casa ta când îți pui panoul respectiv sau să fii o asociație de proprietari cu deșteaptă care să se organizeze astfel încât să financeze o instalare de-asta de panouri fotovoltaice pe bloc. Se întâmplă mai rar. E și cerere foarte mare, dar dacă vreți panouri fotovoltaice pe casă cu 90% subvenție, acum e momentul, că mai primesc cât mai primesc, stai așa. Bugetul AFM pentru panouri fotovoltaice este acum cel mai mare buget de până acum, 2 miliarde de lei. Deci e bine, am mai primit sau primesc astea 400 de milioane care erau banii pentru Rabla. Pentru tu nu ți-ai pus în programul ăsta? Ba da, mi-am pus, am fost, ba da, 2 ani a durat. Deci la mine a fost așa, când s-a lansat în 2019. Ai fost printre vizionari, pionierii panourilor. Am fost pe naiba, la mine în cartier a venit o firmă și a lăsat niște pliante. Nu vreți că ne ocupăm noi, au zis ei. Voi trebuie doar să dați banii. Din 20.000 de lei, trebuia să, statul subvenționa 90% și trebuia să plătești 2.000 de lei. Tare. Da, și tare. Din câte case sunt în cartierul ăla, 6-700 erau atunci, cred că vreo 3-4 au răspuns la firma respectivă și au zis, da, vrem. Bine, au zis ei, dă-ne 2.000 de lei. Bine, mă, luați. Le-am dat 2.000 de lei. A durat 2 ani. Păi nici nu mai avem nicio speranță. Dar le-au pus? Le-ai? Cele din urmă au pus, dar sunt... Câte panouri ai? Câte panouri ai? Băi, nu știu câte sunt, dar cu totul, adică 4, 5, cred că sunt, cred, nu știu, cred că sunt vreo 9 pe casă, dar nu sunt sigur. Mă, le-ai pe casă și nu știi câte sunt? Păi nu m-am dus pe casă să le număr. No, o dronă. Se văd din stradă, cumva. Da. Sunt, cred că sunt vreo 3 kW și un pic. Ceea ce ajută când e soare afară, spăl liniștiți. Păi și trăiești din ele, vara mai plătești ceva? Da, plătesc. Păi nu sunt suficiente ca să nu mai... Înseamnă 90 de kW pe lună, nu? În medie. Dacă e soare afară. Ceea ce nu e... Bun, nu e rău. Îți mai reduce factura de curent. Da, sigur. Factura de curent la mine nu e, adică este puțin. Și e regulă. Până la urmă e un beneficiu, mai crește valoarea casei, dar s-au ocupat alții, adică nu m-am ocupat eu, Doamne iartă-mă, la câte hârtii a trebuit să completez chiar și așa, ca să le depună aia și să urmărească procedura, mi-aș fi pierdut firea de mult, adică n-aș fi avut nervi pentru așa ceva. Vezi, dacă aveai o curte mai mare, puteai să spui toată curtea, niște panouri. Am auzit că sunt cazuri de oameni care și-au pus jumătate de curte panouri solare. Avem noi pe cineva, cunoaștem pe cineva, salutări, bună dimineața, nu spunem cine, care și-a pus în toată curtea și după aia a descoperit că nu poate să le introducă în sistem din nu știu ce motive tehnico-legale. Da. Și asta e nasol. Adică să trimită curent în rețea și să primească bani pe... La asta te referi. Da, sincer, nici nu știu cum se face, dacă se compensează, dacă se primesc bani, nu știu. Dar e bine dacă ai, că măcar când e soare poți să speli și nu te costă. Sau și ce mai pus în curte? Castraveți, pom fructifer și fotovoltaice. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.